câțiva ani de zile, când pasionații auto erau o mașină sportivă, un hot hatch de buget, un hot hatch care să nu dea o căruță de bani, de obicei Volkswagen Golf sau Opel Astra erau răspunsurile. Dar iată că timpul a trecut și dacă Volkswagen Golf în continuare a rămas o emblemă al acestei categorii de oameni, al oamenilor care vor un hot hatch de buget, iată că Opel Astra a dispărut. Dacă înainte exista Opel Astra GSI, versiunea sportivă a unui Astra de bază, e, din păcate, timpul l-a șters din memoria noastră. Dar iată că la un sfert de secol mai târziu a apărut noul GSI, care își păstrează literele GS, dar în loc de I este un E, pentru că trăim în era electrificării, așa că Opel s-a conformat cerințelor oamenilor moderni. Deci astăzi avem cu noi cel mai puternic Opel Astra pe care îl poți cumpăra la ora actuală, adică Opel Astra GSE, Grand Sport Electric. Atunci când ne referim la design, trebuie să știți că un ochi neantrenat, un ochi neavizat, nu va vedea diferențele între un Opel Astra normal și între un Opel Astra versiunea GSE, dar diferențele sunt acolo. Începem în primul rând cu grila frontală și cu logo-ul Opel, care sunt vopsite în culoarea negru-lucios. Practic toată partea asta de aici poartă numele de Opel Visor. După aceea avem niște prize de aer care sunt mai sportive față de un Opel Astra normal, la fel ca și acest spoiler inferior din partea frontală. Farele sunt full LED adaptive. Culoarea caroseriei se numește alb acranit. În general nu sunt un fan al culorii albe pe mașini, dar în cazul acesta formează un contrast foarte frumos cu celelalte elemente de culoare negru-lucios ale mașinii. În același timp poți să iei un plafon contrastat de culoare neagră și avem niște jante cu un design special GSE care sunt pe 18 inci. Pe un Opel Astra normal poți să iei jante de pe 16 până pe 18 inci. Ușile, după cum se poate vedea, nu acoperă pragurile și în același timp și capacele oglinzilor sunt de culoarea negru-lucios. Aici, în partea dreaptă a mașinii, avem rezervorul unde băgăm benzina, timp ce pe partea stângă a mașinii avem portul de încărcare pentru bateria mașinii, pentru că este un plug-in hybrid. Ei bine, dacă în față și în lateral avem câteva elemente specifice unui Opel Astra GSE pe care le putem vedea, iată că în spate diferențele nu există între această versiune și între un Opel Astra normal. Singura diferență este că aici această siglă cu GSE, care vine la Grand Sports Electric. După aceea există cu Opel, cu ai logo-ul Opel și scrisul cu Astra în culoarea negru-lucios și portbagajul este acționat manual direct din logo-ul Opel. Avem aici un volum de 352 de litri și am lăsat aici acest ghiozdan ca să puteți avea o referință cam cât de mare este spațiul. După aceea aici, cât și aici pe lateral, avem câteva agăsătoare pentru plase de cumpărături și sub această podea falsă, care, apropo, aici e o poză de încărcare cam de jumătate de palmă, dar nimic grav. Aici, teoretic, poți să spui cablurile de încărcare. În acest caz nu avem cablurile de încărcare, avem triunghiul reflectorizant și cricul. Sub capotă avem deja un propulsor foarte bine cunoscut, acel 1.6 benzină în 4 cilindri, care vine legat la un sistem plug-in hybrid. Și din nou, știm că și la Peugeot, și la Opel, și la Citroen, și DS, ai mai multe sisteme din acesta plug-in hybrid, adică poți să ai cu 180 de cai putere sau poți să ai, cum avem noi, cu 225 de cai putere. Mașina asta prinde 100 în 7,5 secunde și are o viteză maximă de 235 de km pe oră. Motorul este legat la o cutie automată cu 7 rapoarte, cutie deja foarte bine cunoscută, care are câteva momente când este destul de lene și mai ales atunci când pleci de pe loc. În România, un Opel Astra pleacă de la 24.000 de euro. Asta dacă ne referim la versiunea de bază cu 130 de cai putere. Dacă vrei tu neapărat un Opel Astra plug-in hybrid, e bine, scos din buzunar minim 40.000 de euro cu TVA, asta pentru versiunea GS cu doar 180 de cai putere. Acest GSE cu 225 de cai putere are un preț de listă de 47.000 de euro cu TVA. Scaunul stă pe înălțimea mea de 1,85 m, iar la picioare am cam un deget, două de spațiu. La cap treaba stă mult mai bine pentru că am o palmă de spațiu. Aici pe tunelul central mai avem un port de încărcare USB Type-C, iar aici avem un spațiu mic de depozitare. Tunelul median nu este foarte înalt, deci pot sta destul de lejer 3 adulți în spate, având în vedere că și scaunul din mijloc este destul de lat. Dacă totuși nu vreți să stați 3 în spate, desigur că avem și o cotieră, o chestie pe care, de exemplu, Audi A3 nu avea. Și aici ai două suporturi de pahare și ai și un suport pentru telefon sau pentru tabletă. Cam asta vede șoferul unui Opel Astra GSE în 2024. Mai întâi să începem cu materialele. Aici, în partea superioară a bordului, avem o spumă moale plăcută la atingere. După aceea, aici avem o imitație de fibră de carbon care este un plastic, da, uite, e tare. La fel și aici un plastic care imită metalul. În partea inferioară a bordului avem un plastic tare. După aceea, aici pe ușă, moale, tare, alcantara,
piele, deci moale, și jos aici avem iar un plastic tare care te zgârie un pic pe urechi. Scaunele sunt certificate Aghere. Asta înseamnă că îți vor oferi cam cea mai bună ergonomie din industria auto și sunt cele mai sport scaune pe care le poți pune pe un Opel Astra. Aici avem o inscripție cu GSE. Este o combinație de piele cu Alcantara. Au reglaj electric și au funcție de încălzire pe 3 niveluri. Ideea e că sunt fix la limita dintre confort și dintre sportivitate, da? Adică la drum lung ele sunt confortabile, dar în același timp, ia uitați ce suport lateral bun au și au și acest aspect de scoică. Bun, volanul este plăcut la atingere, da? Are dimensiuni bune, nimic de comentat aici. Instrumentarul de bord are 8 inci, este full digital și este destul de configurabil, ceva ce am văzut și la Peugeot și, mă rog, nu e ceva ieșit din comun. În același timp, Opel Astra, față de Audi A3, de exemplu, vine și cu un head-up display. Sistemul de infotainment are 10 inci, da? Se mișcă decent, fluent, nu are neapărat momente când se blochează și are chiar și funcție de jocuri, da? Spunem că ești la semafor, te plictisești sau ești blocat în trafic, poți să joci X și 0, spânzătoarea sau 2048. Ideea e că atunci când pleci cu mașina de pe loc și ești în mișcare, jocurile se blochează ca să nu-ți distragă atenția. Așa. Din fericire, sistemul de climatizare a rămas cu butoane fizice, deci din nou o ergonomie bună și aici butoane pentru încălzirea scaunelor, încălzirea volanului. Aici e o scurtătură pentru meniul home, pentru funcțiile mașinii și pentru climatizare. Iar mai jos, aici avem un suport de încărcat telefonul wireless, două porturi USB Type-C, o prinsă de 12V, două suporturi de pahare, un selector al transmisiei care este minimalist și drăguț, mult negru lucios aici în zona asta care, clar, uitați cât de repede se murdărește, cât de repede lasă amprente și se scrie la fel de repede. Avem și trei moduri de condus pentru că este un plug-in hybrid, avem electric, hibrid și sport. Da, iar și un spațiu mic de depozitare unde îți poți pune cheia aici, de exemplu, și o cotieră stil Mercedes, da? Destul de încăpătoare, adică uitați, încap câteva mărunțișuri aici. Mai departe, torpedoul are și el un spațiu decent, da? Și, per total, este o mașină destul de practică și o mașină pe care multă lume, din păcate, o trece cu vederea când vor să-și cumpere un automobil din segmentul compact. Apropo, prima dată când am avut o mașină din grupul PSA cu un head-up display, sincer mi-am cam prins urechile pentru că nu știam cum se reglează head-up display-ul. Ei bine, se reglează din acest buton cu care reglezi și oglinzile laterale, da? Deci dacă dai în stânga acum, reglezi oglinda laterală din stânga. Dacă dai în jos, le rabatezi, dar dacă dai în sus, practic de aici, ăsta este semnul pentru head-up display. Și dacă dai în sus sau în jos de acesta, veți observa că head-up display-ul se mută sus, jos sau stânga, dreapta în funcție de nevoile tale. Iată că am plecat la test și cu Opel Astra GSE. Cum spuneam, cel mai puternic Opel Astra pe care îl poți cumpăra în anul 2024 și de o mașină foarte surprinzătoare. Surprinzătoare din cauza faptului că Opel a dispărut un pic din peisaj, mare parte și din cauza grupului PSA, care a pus foarte mult accent pe Peugeot, care face o treabă de minune în 2024, a pus accent pe DS, care cred că din cauza celor de la DS, din cauza succesului pe care îl are DS, și Citroen este într-o poziție destul de nașpa în viitorul apropiat, iar Opel, din păcate, în tot grupul ăsta a rămas un pic în urmă, a rămas codașa din cele patru mărci, da? Dar Opel Astra este o mașină absolut excelentă, deci chiar este o mașină excelentă și îmi place că am testat de curând Audi A3 pentru că pot să fac comparația asta, deci ambele mașini costă la fel de mult. Ok, Audi este și acolo, ai și puterea brandului și clar că plătești și o taxă de brand, dacă îi pot spune așa. Dar Opel Astra îți oferă la fel de multe, dacă nu, în unele zone îți oferă și mai multe chestii decât un Audi A3. Practic materialele sunt la fel. Ok, la Audi A3 ai câteva zone unde sunt materiale mai plăcute, ai ambianță mai plăcută, sistemul multimedia se mișcă mai bine și alte lucruri de nuanță. Dar dacă e să luăm în general, Opel Astra chiar merită cel puțin testat, pentru că în primul rând ținuta la drum este excelentă. Ai o suspensie Koni, care sunt foarte cunoscuți și foarte consacrați în lumea asta a suspensiilor de mașini, și este o suspensie care, din nou, cum am spus și la scaune, este fixa limita între confort și sportivitate. Mi se pare că mașina asta are o ținută la drum mult mai bună ca un Audi A3. Ce-i drept? Trebuie să fiu sincer, acum am testat Audi A3 Allstreet, care practic este varianta crossover a lui Audi A3, deci nu e neapărat
chiar o comparație atât de, de fer, atât de dreaptă. Dar Opel Astra se vede că este în același grup cu Citroen, pentru că atunci când mergi liniștit cu mașina, vreau să spun că absorbe excelent toate imperfecțiile pe care, pe care le ai pe șoselele, mai ales din România, da? Ok, dacă intri mai tare într-o groapă sau dacă iei ceva mai tare un bumper în acela de viteză, clar, se va resimți în habitacul. Dar, în rest, izolarea fonică este bună, doar motorul are câteva intervenții mai gălăgioase, mai ales atunci când are niște momente când trece de la hibrid la termic și trecerea asta își face destul de simțită prezența. Dar mașina absorbe foarte bine de nivelare din drum, stă foarte bine pe curbe, deci ruliul este aproape inexistent la mașina asta. Ideea e că cei de la Opel nu au marketat niciodată, nu au spus niciodată despre GSE că ar fi un hot hatch. Au spus că este un hatch sustenabil, da? Deci niciodată nu s-au gândit la partea asta de dinamică. Și e drept, chiar dacă nu ai ruliu, se vede un pic că nu s-au gândit neapărat la partea asta de dinamică. Pentru că, din păcate, direcția nu este foarte precisă. Direcția este făcută în special pentru oraș. Este extrem de moale, este extrem de ușoară, poți vira foarte ușor volanul stânga-dreapta și vei simți mașina mult mai agilă în oraș și nu atât de plăcută atunci când vrei să mergi mai sportiv pe curbe, mare parte din cauza acestei lipse de precizie. Cum spuneam, este un plug-in hybrid. Cei de la Opel au declarat că poți să mergi în jur de 50 de km pe modul full electric. De obicei, cifrele astea, mai ales când merg cu mașinile, nu sunt prea reale. Adică eu real am sos cam 35 de km de autonomie, dar nu vă gândiți că am menajat mașina în vreun fel. Deci chiar am mers în mod normal, am testat și partea asta dinamică a mașinii, am mers și mai sportiv. Sincer, cred că am mers într-un ritm în care ar merge cam orice client care își va cumpăra acest Astra GSE. Iar consumul de combustibil, cât timp a mai avut și baterie și a mers pe modul hibrid, a fost un, mă rog, acum spun adunat, da? Adică și drum național, și oraș, și autostradă, a fost de 6,5. Odată ce nu a mai avut baterie atât de multă încât să pot merge în modul hibrid mai mult timp, consumul a crescut pe la 6,8-6,9 litri la 100 de kilometri. Ceea ce, dacă e să luăm în considerare că avem 225 de cai putere, nu este un consum rău, nu este un consum de care să te plângi din punctul meu de vedere. Și încă o dovadă că cei de la Opel s-au gândit mai mult pe partea asta de sustenabilitate în loc de partea asta dinamică. Pedala de frână este, știi cum am spus de multe ori la mașinile hibrid și plug-in hibrid, dar mai ales la mașinile din grupul ăsta PSA, simți foarte mult cum în prima parte a frânării face toată partea de regenerare a curentului electric în baterie și pe aceea trebuie să apeși un pic mai tare ca mașina să începe să frâneze cu adevărat. Și din nou, am spus că pe mulți oameni care își cumpără mașina asta și care n-au mai condus nicio mașină din grupul PSA, hibrid, plug-in, hybrid sau electrică, acest lucru te va lua prin surprindere la început, dar te obișnuiești repede. Totuși, consider că Opel Astra este o mașină cu care te poți distra. Clar, nu am apucat și nu știu dacă o să apuc, pentru că nu am trăit vremurile când Opel Astra GSI era o mașină foarte populară și o mașină care, din câte am înțeles, era extrem, extrem de plăcută de condus. Era un hot hatch în adevăratul sens al cuvântului, da? Adică și Opel a încercat să facă chestia asta. După aceea, după ce a fost GSI, a apărut Opel Astra OPC, mă rog, s-a schimbat denumirea. Nu a mai fost un hot hatch atât de veritabil și iată că acum în 2024 acest GSE, cum spun și de la Opel, este un hot hatch sustenabil, nu neapărat, de fapt este un hatch sustenabil, nu un hot hatch în adevăratul sens al cuvântului. Oricum, toată categoria asta de hot hatch-uri dispare ușor, ușor, adică practic ce mai avem acum? Mai avem RS3, Megane RS nu mai există, nici știu la ce să mai mă gândesc din mașinile de genul ăsta, mă rog, mai Golf GTI. Și lista s-a cam împuținat. Și lista s-a cam rărit. Din punct de vedere al vizibilității, uitați, oglinzile laterale sunt de aceeași dimensiune ca pe Audi A3. Doar că la Audi A3 m-am plâns de faptul că îți oferă un ciudat. E bine, iată că cei de la Opel au făcut chestia asta bună. Adică sunt efectiv sunt de aceleași dimensiuni oglinzile, doar că în Opel văd mult, mult mai bine în ele și setate mult mai bine. Scaunele sunt extrem de confortabile, cum spuneam, că sunt fix la limita între confort și sport și la drum lung, chiar și atunci când mergi sportiv, nu te vei simți obosit, nu te va dorea spatele, deci chiar sunt confortabile, sunt scaune electrice, scaune cu memorie. Cum spuneam și la interior, scaunele sunt fix la limita dintre confort și între sportivitate. Ideea e că oricât de sportiv ai merge cu mașina asta,
îți va oferi un suport lateral bun, în timp ce confortul este și el acolo. Se vede din nou că Opel a luat o inspirație la Strand, o marcă ce produce de fiecare dată niște scaune extrem, extrem de confortabile, și faptul că sunt și autorizate AGR, iarăși oferă ceva în plus față de scaunele, de exemplu, de pe Audi A3, care, ok, și el era confortabil, dar, de exemplu, nu avea un reglaj electric, nu avea o funcție de memorie, trebuia să plătești încă ceva bani în plus pentru aceste opțiuni. Și Opel Astra mi se pare că este un exemplu bun de toată treaba asta de influența brandului, de influența pe care o are un brand, cel puțin în România, pentru că nu pot să mă exprim la nivel european. Adică, dacă stăm să ne gândim, sună un pic de plasat să spui că ai dat pe un Opel Astra 47.000 de euro cu TVA, dar în același timp mașina se oferă foarte multe chestii pentru acești bani și cam astea sunt prețurile în 2024 la mașini. Dacă o Dacia Duster Hybrid a ajuns să coste 30.000 de euro cu TVA, atunci n-ai de ce să te plângi, pentru că este un plug-in hybrid, ai 225 de cai putere, ai un confort foarte bun în această mașină, ai și un caracter dinamic, ai tehnologie, până la urmă astea sunt prețurile mașinilor. Opel Astra reprezintă cumva epicentrul producătorului german, pentru că, ok, mai există Opel Grandland, care este un plug-in hybrid care vine cu 300 de cai putere și care putem spune că este nava amiral a producătorului german, doar că a rămas un pic în urmă pe partea tehnologie. Din toate modelele pe care le are Opel acum, Corsa, Grandland, Crossland, Mokka și Astra, că asta ar fi de fapt, Astra este vârful game, adică este cel mai actualizat, este cel mai tehnologizat, este cel mai în pas cu aceste vremuri. Vom vedea ce se va întâmpla și în viitor, pentru că va veni și nou Grandland, va veni și noul Opel Frontera și vor apărea câteva schimbări și la Astra, care apropo a primit și o versiune electrică. Da? Deci schimbările a trebuit să apară și pentru cei de la Opel în viitorul apropiat.